Bună dimineața! Așa cum am promis ieri, astăzi o să continui cu tema pe care am propus-o. Spuneam că această rubrică, Gândurile de dimineață, va fi o rubrică pentru sâmbătă și duminică și poate nu în fiecare sâmbătă și duminică, dar voi încerca să o facă cu o anume periodicitate și să încerc iarăși să nu lipsesc la această întâlnire matinală, măcar o dată, fie sâmbătă, fie duminică. Astăzi, pentru că am promis ieri și nu aș vrea să nu-mi țin promisiunea, o să vorbim puțin despre mobilitate. M-am gândit să numim tema Cetățeanul față în față cu mobilitatea urbană, pentru că am de gând să privesc cu prioritate din perspectiva cetățeanului, cu bune și cu rele, pentru că nu întotdeauna cetățeanul este cel bun și trebuie să-i aducem toate laudele, dar până una alta, cetățeanul este cel care votează și aduce edilul la conducerea de loc ușoară a sectoarelor și a primăriei capitalei, pentru că astăzi vom vorbi mai ales despre București. Planificarea urbană pornește, zic eu și nu zic numai eu, dar am preluat asta de la nevoia de a face mai comodă și mai confortabilă viața cetățeanului, făcându-i accesibile drumurile, parcările, scoarurile, spațiile verzi, locurile de parcare și așa mai departe. Acum am să dau și două definiții, pentru că și în poză se vede un havuz și pentru că vorbim de scoaruri și pentru că multă lume a pierdut aceste legături, pentru că limbajul nostru curent se modifică și se modernizează, se adaptează în fiecare zi. Și atunci e bine să spunem și despre ce vorbim. Scoar. Ce este un scoar? Este o mică grădină publică aflată de obicei la o încrucișare de străzi sau în mijlocul unei piețe sau lângă o piață. Ce este un havuz pe care îl vedeți acum în imagine? Este un bazin de apă descoperit, construit în parcuri, în scoaruri, în locuri planificate. El poate fi din piatră sau din beton. De obicei, este un fel de fântână arteziană care poate fi și în interior și în exterior. Acum aș numi mai repede havuzul o mică fântână arteziană. Acum, după ce ne-am lămurit cu treburile astea, pentru că și ele sunt importante, ca să venim chiar la limbajul pe care omul obișnuit îl poate înțelege. Trebuie să recunoaștem că nu este deloc ușor să planifici etapele necesare realizării zonelor urbane. Și asta într-un același ritm cu proiectarea unor noi spații, pentru că, pe de o parte, vorbim de reabilitarea unor zone și spații deja existente și sunt foarte multe blocuri în București, deci trebuie să ținem seama de această particularitate și, de asemenea, de tremele stradale, de căile de acces care au fost gândite într-o altă epocă și cu un altă, să spunem, cu o altă densitate de populație. Și toate astea în același ritm cu proiectarea unor noi spații care să aibă sens, care să aibă legătură cu scopul, locul, devenirea noastră. Nu putem să aruncăm așa niște desene sau să facem o machetă și să o punem așa unde vrem noi, pentru că ele merg după o anume planificare. De asta am vorbit despre și am început cu cuvântul planificare. Poate mai greu și poate cel mai greu pe la noi, așa și cred că peste tot, este menținerea, este managementul, este întreținerea, gospodărirea. Eu dau acum sinonime, pentru că de fapt este un întreg sistem, un mecanism al gospodăririi care cumva unește, n-aș vrea să spun leagă, că e un cuvânt poate prea dur, dar unește diferitele segmente ocupaționale care se ocupă în cadrul autorității de unele sau altele dintre părțile componente. În felul ăsta se face un concept vast de mobilitate urbană, pentru că acolo intră multe. Intră mobilitatea din transport, intră
care este foarte importantă pentru bucureștean. Și eu o să vorbim aici puțin mai jos, m-am gândit, am făcut un punctaj, cum știți că obișnuiesc. Acum am bine în gând că m-a întrebat cineva cui folosește. Foarte multor oameni care ascultă. De ce? Folosește. În primul rând, spunem ceva din ce știm și poate alții nu știu sau au uitat. Nu văd nimic rău în asta. Cred că este un demers în sensul și pentru societate. Am mai spus treaba asta. Reveneam la mobilitate. Conceptul ăsta de mobilitate urbană este foarte larg pentru că el cuprinde atât mobilitatea transportului, cum spuneam, care ce înseamnă să avem mijloace de transport suficient, de vorbesc de transport public, el să fie corect, bine și să creeze fluiditate, atât prin ora în care autobuzele, mă rog, toate mijloacele de transport vin în stații, pentru că cine a fost în afară, în Europa, pe oriunde, a văzut că există niște plăci cu orarul după care vin mijloacele de transport. Acel orar se respectă, pentru că de aici este, sau mă rog, este o componentă a fluidizării circulației și asta. Dar, iarăși, să nu anticipăm. Spuneam că este vorba de un mecanism, este vorba de un concept larg, de un angrenaj, care, dacă are o singură piesă care nu funcționează, poate să ducă la gripare, la gripare ca la motoare, pur și simplu să nu mai poată funcționa. Problema noastră a tuturor, mă rog, sau una dintre problemele esențiale, că de fapt ar fi mai multe, este că cetățenii și viețile lor s-au modernizat mai repede decât au reușit autoritățile și sistemele organizaționale din cadrul municipalității și sectoarelor, că vorbim de București, în care au reușit să nu atât să se modernizeze și ele ca legătură cu cetățeanul, ci ca, și ca legătură între ele. De-aia se sapă de nu știu câte ori într-un loc, fără să se sape o singură dată, după un program bine stabilit și să se pună acolo toate cablurile, conductele și ce mai trebuie făcut. Sunt lucruri care țin practic de o bună colaborare între autorități. Noi nu avem nicio treabă, ar trebui să meargă unse treburile astea și când se spune un termen, ăla să fie bătut în cuie. Acum, mai pe românește, cetățenii nu numai că nu sunt parte reală și în cunoștință de cauza procesului decizional la nivelul cel mai local, adică pe străzile și în cartierele unde locuiesc cetățenii noi, dar nici nu știu de azi pe mâine ce îi mai așteaptă și ce se mai desenează prin birouri și, mai simplu zis, nimeni nu ne întreabă și dacă suntem de acord, adică să ne consulte în mod direct pe noi cetățenii. Asta în respectul convenției de la Aarhus din 98, dacă vă amintiți, și a multor altor documente programatice care cer consultare publică. În teorie, reglementările se pun în transparență decizională. Asta sună foarte bine, dar de fapt și de drept, consultarea asta nu prea există la modul real, la modul bazic, la modul pe înțelesul omului și creindu-i acestuia posibilitatea să își spună părerea, chiar dacă nu este ascultată, măcar știe că a spus-o, deși de dorit ar fi ca oamenii să fie în mare măsură mulțumiți. Mergând pe stradă și vorbind cu oamenii, uite așa, pade, țață, floare. Adică, sigur, nu vreau să par acum populistă, dar altfel creăm o fractură în societate și venim și facem lucruri foarte frumoase, moderne, dar neutilizabile. Neutilizabile pentru omul obișnuit, pentru omul care poate ar avea nevoie de o instruire ca să facă ce îi propunem noi direct. Cu alte cuvinte, nu putem sări etape și să mergem direct la o mare, mare modernizare și gata, suntem în ton cu țările cele mai avansate, pentru că au început mai devreme și noi brusc, așa, fără să ne gândim că
populația noastră este eterogenă și că o mare parte din ea are nevoie de mai mult ca să poată folosi ce îi se pune la dispoziție. Mă rog, poate nu întotdeauna se pune, dar în general se pune. De exemplu, un spațiu verde cu un havuz, uite ce frumos, cu pomi, verdeață, bănci. Este un refugiu minunat pentru o plimbare, pentru citit o carte sau pur și simplu pentru o odihnă în susurul apei. Nu putem spune că cineva, pentru că nimeni, indiferent de vârstă sau dacă este sau nu o persoană activă, activă în sensul că muncește încă sau e pensionar, pentru că, dragii mei, toți cei care munciți și credeți că noi, pensionarii, suntem o valoare depășită, vă înșelați amarnic. În primul rând, veți ajunge și voi tot aici, la acest moment în care suntem pensionari, dar avem o experiență valoroasă pentru că am câștigat-o prin muncă, muncă de-a lungul multor decenii și pentru că vrem să o împărtășim. Nu este nimic rău. Eu mă întreb dacă peste alți 20, 30, 40 de ani vor fi oameni ca mine, că nu sunt numai eu, care să spună părerea, care să scrie, care să vrea să împărtășească din ce știu. Mă întreb, vor mai fi? Spuneam că un asemenea loc de recreere este ceva foarte frumos și totuși unii s-ar putea gândi câte locuri de parcare să se facă în locul acelui square sau acelei zone verzi, acelei bucăți care respiră viață. Sigur, toți avem nevoie de locuri de parcare. Vă spun sincer că întotdeauna și eu, că am grijă la ce oră mă întorc sau dacă plec undeva, pentru că nu o să am unde parca și va fi o problemă. Deci eu pot să înțeleg foarte bine și direct treaba asta. Dar este și nevoia de a putea găsi zone în care să-ți poți aduna un pic gândurile. Uite așa, în susurul acestui havuz frumos. Poza este făcută de mine în sectorul 4. În locul acestei oaze minunate ar putea să fie un loc mare de parcare, dar oare care ar fi beneficiu mai mare decât este? Pentru că eu vă spun că avem nevoie și de un echilibru, un echilibru uneori foarte greu de dobândit. Aș vrea să mă scuzați acum că de la această mare frumusețe va trebui să trec la ceva nu numai prozaic, ci și neplăcut, pentru că în jurul acestor parcuri și în ele, în aceste scoaruri, sunt unii care își fac nevoile. Este ceva de negândit. Acum ajung la întreținerea acestor spații verzi. Păi cine să vină, cu ce și de câte ori pe zi să facă curat în jurul acestor zone, pe asemenea călduri care au fost vara asta, să spunem, și să suporte și aceste mirosuri, pentru că sunt semeni de-ai noștri care au transformat aceste locuri în WC-uri, pe care nu le pot numi temporare, că nu sunt. Să nu-mi spuneți că cei care n-au casă, homeless și trebuie să trăiască și ei, că sunt de acord cu voi. Adică așa este, toată lumea trebuie să trăiască. Dar ei niciodată nu vor prefera un adăpost, un pat, o masă caldă și un grup sanitar. Uite că nu știu de ce treaba asta. Dar știu că dacă o iau pe poteca asta, o să ajung să plâng de mila autorităților care nu fac față să curețe mizeria pe care o fac oamenii necivilizați și lipsiți de respect pentru semenii lor. Ori nu ăsta este scopul meu de acum, deși, din păcate, este adevărat. Adică, ce am vrut să spun? Că, pe de o parte, cetățeanul s-a civilizat, a fost în afară, lucrează în afară, și vrea și la el în țară, aici la noi, în București, în România, vrea acces la ce știe el, care avea dreptul, pentru că știe cum e cu drepturile, iar pe de altă parte, tot cetățeanul, alt cetățean,
Nu respectă ce îi se pune la dispoziție cu costuri și eforturi. Ideea este că uneori chiar acei cetățeni care vin din țări civilizate, când ajung aici, nu mai respectă. Aruncă totul peste tot, n-am să spun că, dar uită sau, mă rog, consideră că la noi lasă că se poate, că nu se întâmplă nimic. Este o situație neplăcută care ține de cea mai bazică și igienă, vreau să spun, dar și educație. Eu am spus chiar ieri că nu vreau să critic și să judec pe nimeni, dar nu pot să nu observ lucrurile astea. Sunt sigură că și voi le-ați observat. E greu să găsești soluții pentru așa ceva. Poate, eu știu, din loc în loc mai multe asemenea WC-uri, cum văd, dar îmi pare rău că trebuie să vorbesc. Eu, în fond, este un moment ca oricare altul. Dar am propus să vorbim despre asta, ori în acest întreg concept de mobilitate există participanți la punerea ei în practică. Și noi, cetățenii, suntem participanți, ca și autoritățile. Deci nu putem să le lăsăm totul autorităților. Uite că sunt cât se poate de obiectiv. N-aș vrea să cad nici într-o parte, nici în alta. N-ar fi în stilul meu. M-a sunat o prietenă din copilărie care locuiește și ea în cartierul nostru. Și am să plec acum de la ce mi-a relatat ea, pentru că, de fapt, mai am încă multe de spus. Aș avea de două, pentru două, trei asemenea ediții. Pe strada mare, care la noi se cheamă Șoseaua Sălaj, o stradă destul de largă, erau parcate la trotuar mașini. Asta pentru că oamenii nu mai știu unde să și le lase. Uite, poate nu chiar locuitorii din zona respectivă, dar poate mergi undeva, poate vrei să ai un loc, vrei să o lași o oră, două. Nu, 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 nu prea ai unde. Că parcări nu prea sunt. Sincer vă spun, e nevoie și de instrucțiuni de folosire a lor, pentru că există niște plăci mari unde scrie ce ar trebui să faci când parchezi acolo, în cazul în care găsești loc de parcare acolo, dar plăcile respective, fie că sunt scrise undeva sus, puse sus de tot și nu ajungi să vezi până acolo, știți cum fac eu? Le fac o poză și o cobor la nivelul ochilor ca să mă lămuresc unde și cum să dau SMS, plus că este o întreagă poveste acolo, când ai voie, când n-ai voie, dacă ai voie și așa mai departe. Eu nu vreau acum să, încă o dată, să critic, ci numai spun care sunt dificultățile unui om obișnuit. Spuneam acum ce-mi povestea prietena. Au venit unii, poate de la primărie sau de la o companie de nu știu ce, că sunt foarte multe companii pe lângă primării, mă rog, nu știu exact, a venit cineva. Au venit unii, că nimeni nu-i întreabă de unde sunt și uneori nici ei între ei nu știu de unde sunt unii și de unde sunt alții. Să zicem că au venit unii. În fine, unii care au plantat niște semne cu parcarea interzisă, după care le-au lipit oamenilor pe parbrize note cu amenzi. Posibil că nu erau tot ăia, poate au venit alții, poate a venit poliția locală sau cine mai știe de unde vine fiecare, pentru că, încă o dată, aparatul birocratic este gripat, adică înțepenit. Nu are gripă, deși poate, se poate spune și asta. Atunci funcționează regimul hai cu amenziile. Nu există prevenire, informare, atenționare, ci direct amenzi. Vreau să vă spun că odată am oprit la o farmacie pe aceeași arteră largă, frumoasă. Odată am să povestesc despre cum a evoluat sau ce s-a întâmplat cu ea de-a lungul deceniilor, pentru că era o stradă foarte frumoasă și largă. M-am oprit la o farmacie, am urcat sus la farmacie să iau ceva. Și am văzut că se uită cumva ciudat așa farmacista și în final, după ce mi-a oferit o mie de alte lucruri în afara celor pe care eu le cerusem foarte sigur pentru ce am venit, îmi spune, da, știți că dacă ați lăsat mașina acolo o să vă ridice, zise ea trăgând de timp. Și eu spun, cum o să mă ridice, că nu e semn că nu am voie să opresc pe aceeași arteră pe care acum sunt semnele.
Ea a zâmbit așa cu subînțeles. Eu m-am întors, am avut așa un presentiment și am coborât destul de alert scările de acolo, am urcat în mașină și am plecat. În spatele meu a oprit o mașină care ridica mașini. Deci, cumva, cineva pusese semnele și probabil și anunța pe băieții ăștia cu mașina care veneau să-mi ia mașinuța mea mică care stătea, cred că am stat 3 minute cu totul. Deci este un serviciu bine pus la punct, cel de ridicare a mașinilor. S-au transformat străzile din străzi circulabile în străzi pe care șoferii nu pot să fie decât stresați. Pentru că vin din sensuri opuse, trebuie să oprească, să-și dea prioritate. La noi nu există sau nu prea există regula politeții, deși uneori sunt surprinsă. Eu totdeauna las loc unuia care vrea să iasă de pe o stradă și nu-l lasă nimeni, dar mă rog, alții claxonează nervoși, alții trec în viteză, alții fac accidente și așa mai departe. Nu mai vreau să spun de bilele albe imense de pe marginea trotuarului, care nu numai că încurcă totul, inclusiv pietonii, dar sunt plantate parcă să ne ajute la marginea trotuarului, să ne ajute să ne lovim mașinile. Doamne ferește, eu încă am scăpat. Deocamdată am scăpat. Dar nu, o să am de gând să scap și în continuare. Da, nu aș vrea să generalizez. Dar pe cât se vede și scrie așa pe aici pe acolo, curând nu se va mai putea parca tot pe aici pe acolo, iar părțile esențiale rămân în continuare blocate. Oamenii se ceartă pentru un loc de parcare, oamenii au ajuns să se lovească pentru un loc de parcare și am văzut la știri, de fapt tot ce spun eu este colectat de la știri. Trebuie să știi să le asculți și să le vezi. S-au și omorât pentru un loc de parcare. Mi se pare îngrozitor. După ce am aflat că nu se știe dacă nu cumva vom fi și noi puși în situația asta, în fața propriilor noastre curți, pentru că să mă iertați, dar eu stau la curte și aici stau de când mă știu, de când m-am născut și poate mai devreme de atât, cu siguranță. Și vreau să spun, și am mai spus și o să o repet, că nu e ușor să stai la curte, pentru că trebuie să fii un bun gospodar. Trebuie să știi, ca să trăiești la curte, trebuie să-ți dai singur gunoiul la atunci când trece gunoierul, trebuie să știi când trece, mai ai un animal, trebuie să-i dai mâncare, trebuie să îngrijești curtea, să nu ai buruieni, să ai flori frumoase, pentru ca să trăiești într-un mediu bun. Toate astea, toate devin un lucru, sigur, care necesită timp și timp și resurse de toate felurile, și putere, și bani, și așa mai departe. Spuneam ieri că eu mătur strada. Da, mătur strada și rigola. Mai știți ce este rigola, da? Șanțul acela mic, care este o amenajare specială făcută de-a lungul străzilor, între marginea părții carosabile și bordura trotuarelor, având rolul de a colecta apele superficiale și, de fapt, apele de suprafață, dar eu v-am dat definiția, și de a le dirija spre un punct de descărcare, spre canalele pe care le știți. Eu așa am învățat de mică că rigola trebuie să fie curată și, cum doamnele, v-am spus, de la salubritate, nu mătură, Doamne ferește, în fața mea, cred că m-au văzut măturând și își dădeau chiar poate și râdeau, se amuzau, pe mine nu mă deranjează, eu voi continua să las rigola liberă ca să poată să curgă apa. Pentru că e problema educației pe care noi am primit-o și care rămâne în noi, este sădită în noi. Niciodată nu vom putea deveni niște cetățeni răi, pentru că respectăm responsabilitățile și obligațiile pe care le avem. Am și eu problemele mele. Nici nu știți cu cât s-a ridicat, de exemplu, trotuarul.
pavat, asfaltat sau cum s-o mai fi chemând acum, pentru că acum are un aspect poros și vă spun drept, se mătură foarte greu. Nu știu cu ce l-au asfaltat. Dacă cumva le dă în gând autorităților noastre locale, alese, votate de noi, sau celor municipale, că nici eu nu știu cui, sau poate celor planetare, să marcheze locurile de parcare și pe strada asta, altădată liniștită, să ne anunțe și pe noi. Să nu cumva să uite să ne lase spațiile de reședință, cum am văzut în alte sectoare, și sper că amimetismul să fie și în sens bun, pentru că am văzut că acolo sunt marcate spațiile de reședință. M-am documentat să vorbesc despre mobilitatea traficului și despre cea urbană durabilă. Mi-am reîmprospătat informațiile pentru că, oricum, mă simt în domeniu. În urmă cu câțiva ani, nu mai știu acum să spun cu câți, dar de fapt știu cam cu câți, am lucrat la planurile de mobilitate urbană durabilă, acele planuri europene, începând cu cele făcute pentru Timișoara și Cluj. Și dacă nu mă înșel, Bucureștiul nu era în prima rundă a celor cinci orașe alese. Apoi au urmat și altele. Deci, asemenea, planuri durabile de management al mobilității au fost făcute și refăcute și reîmprospătate. M-am bucurat să aflu că anul trecut a fost adoptată și o lege, legea numărul 155 din 2023, privind mobilitatea urbană durabilă, apărută în monitorul oficial partea 1, numărul 486 din 31 mai 2023, în vigoare de la 3 iunie 2023. Bănuiesc că, sau așa ar trebui să fie, că deja legea a fost analizată și categoric autoritățile locale de toate felurile și-au făcut planuri de aplicare pentru ea și să vedem și noi cam ce se poate face, pentru că numai ce se dorește și bunele intenții de a fi în pas cu statele care au început mai devreme, asta trebuie să fie cumva etapizat, pentru că nu ne adresăm unei compoziții a populației similară cu alte state. Fiecare stat știe ce este aplicabil și ce nu la un moment sau altul. Mă întorc la Primăria Capitalei, că de acolo sperăm să aflăm vești bune privind mobilitatea holistic privită în integral și cu toate aspectele ei din București. Mobilitatea în transportul public urban, dar și în transport în general. Fluidizare, semafoare, frecvențe, timp, orare. Aș privi totul ca parte a mobilității urbane. Vroiam să spun că pistele de biciclete trebuie să aibă și ele locuri bine determinate. Eu nu cred că asta cu pistele de biciclete este o treabă pe care o facem numai ca să o facem. În primul rând trebuie făcută, dar nu am să spun eu asta, că așa cum la trafic se fac sondaje ca să vedem unde este densitatea, unde este și cum am putea să stopăm un trafic prea rapid în anumite zone și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt de înțeles, sunt foarte bune. La fel trebuie procedat și cu bicicleta. Dacă în Olanda bicicleta este un mijloc de transport uzual și oamenii au biciclete pe podețurile pe care le văd pe acolo în zona, pentru cine a văzut sau a fost acolo, sunt prinse și parcate și nimeni nu le ia de acolo. Deci dacă există o cale de a îmbunătăți purtarea, atitudinea, obiceiurile, păi pe câți vedeți mergând cu bicicleta pe unde sunt spațiile astea? Deci noi aici am făcut spații pentru biciclete și unde nu se circulă cu bicicleta. Sau când se face maraton, este foarte bine că se face maraton. Se blochează toată circulația de la Casa Poporului
până dincolo de Alba Iulia, vorbesc de București acum. Dar oare un maraton n-ar avea un rezultat mai bun și mai sănătos pentru oameni dacă l-ar face într-un parc mare, în Herăstrău sau undeva? Eu nu vreau acum să spun lucruri care ar putea fi foarte ușor îmbunătățite și ar fi mai în binele omului. Nu știu, noi facem lucrurile ca să fie văzute, ca să fie vizibile. Nu ne gândim și la sensul, scopul pentru care sunt făcute. Sfârșit. Bănuiesc, spuneam mai devreme, că sunt suficienți care dau sfaturi. Eu nu mai vreau acum să intru și pe linia asta de sfaturi, dar credeți-mă că tot ce am spus acum în această largă paranteză este preluat tot de la oameni. De exemplu, una din treburile astea am discutat-o cu un șofer de taxi care spunea același lucru. Se blochează pentru zile întregi o arteră cu mare trafic, în loc să se mute acolo unde ar fi firesc să aibă loc maraton. Deci nu este neapărat din capul meu. Din discuții se nasc multe. Hai să trecem la ceva concret. Am citit în 365.ro, ca să vă dau și sursa, și acum o să vă spun ce am citit de acolo, am să citez. Zilele acestea ajunge în București tramvaiul Imperio numărul 100, ultimul dintre cele achiziționate prin contractul cu Astra Vagoane. E foarte bine că s-a făcut acest contract. Avem astfel 300 de noi mijloace de transport în comun în capitală, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze și 100 de autobuze hibrid. În curând vom demara procedurile pentru achiziții suplimentare, astfel încât, etapizat, să modernizăm complet flota Societății de Transport București, STB. Șantierele deschise în București pentru reabilitarea șinelor de tramvai. Pe lângă investițiile necesare care trebuie făcute pentru a înlocui mijloacele de transport vechi din București, este nevoie și de investiții masive în modernizarea șinelor de tramvai, multe dintre ele fiind reparate doar punctual, aflându-se într-o stare avansată de degradare. Asta e perfect adevărat. Și important este că Primăria Capitalei promite că, în total, lucrări de reabilitare a infrastructurii de tramvai se vor face pe o lungime de 50 de kilometri. Vorbim de București. Am încheiat toate aceste mici picuiri din ce vă spuneam. Tramvaiul este varianta optimă în toate statele, dar ca să descurajăm transportul cu mașina proprie, aș vrea să vă spun că există mijloace de stimulare a celorlalte variante de transport și măsura în care le stimulăm pe celelalte și creăm condiții foarte bune cu celelalte, cum ar fi tramvaiul și frecvența cu care el vine în stații, cu atât omul va renunța la a ieși cu propria mașină chiar și la un magazin să cumpere o pâine. Deci, totul depinde de modul în care are loc această planificare integrată a unei mari metropole, pentru că nu este ușor, dar este posibil și este fezabil. Aveam aici o ironie, dar voi renunța la ea și am să vă spun de ce. Pentru că eu cred că puțină ironie nu strică nimănui. Atâta vreme cât nu este făcută cu sarcasm. La mine nu ar fi fost, cel puțin acum, nu cred că era pur și simplu ironie, ci mai degrabă un mod de a face haz de necaz care ne este specific nouă aici. Așa încât renunț la ce voiam să mai spun și mă gândesc să mă apropii de încheiere, nu înainte de a vă spune că problema asta a fluidizării traficului, a locurilor de parcare, a pistelor de biciclete, a variantelor mai prietenoase față de mediul de transport
Este o problemă care ține și de educație, este o problemă care ține și de noi, în primul rând, de noi ca cetățeni, de noi ca administratori, de noi ca orice am vrea, trebuie să fim împreună, trebuie să conlucrăm ca să putem să punem în operă un program atât de complex și complicat cum ar fi un plan de mobilitate urbană durabilă în București. Vă promit că o să continui să-mi reîmprospătez informația și poate după caz voi reveni. Deocamdată vă doresc o zi minunată, care întotdeauna începe cu o cafea bună.